În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuiește pe cuvioasa Maică Parascheva. În chip deosebit, ea este cinstită în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani, moaștele ei se găsesc la Iași fiind izvor de binecuvântare și însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare către preamilostivul Dumnezeu. Ca un simbol al unității ortodoxiei de pretutindeni, viața de după moarte a Sfintei Parascheva arată că Sfințenia ridică din neamul său pe omul ce s-a asemănat cu Dumnezeu, făcându-l lumină de iubire și apropiere între toți cei care mărturisesc și viază într-o aceeași credință. Mărturie despre cinstirea adusă de strămoșii noștri Sfintei Parascheva sunt bisericile ctitorite cu hramul cuvioasa Parascheva nu numai în Moldova, dar și în Transilvania și în Țara Românească. Sfânta cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului al XI-lea. Prima învățătură în limba română despre viața Sfintei o găsim în Cartea Românească de Învățătură a Mitropolitului Varlam al Moldovei, Iași 1643. Sfânta cuvioasă Parascheva s-a născut în Epivata, azi Boiados, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, mai târziu Istanbul, pe atunci capitala Imperiului Bizantin. Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși, râvnitori spre cele sfinte, au crescut-o în frică de Dumnezeu, îndemnând-o spre deprinderile faptelor bune, dar mai ales a postului, a rugăciunii și a milosteniei. Un frate al ei, după ce a învățat carte, s-a călugărit sub numele de Eftimie. A fost ales episcop în localitatea Madite pentru dragostea față de cele sfinte și pentru cultura sa deosebită. Sfânta Parascheva și-a petrecut anii copilăriei în casa părinților sub ocrotirea acestora. Se spune că, pe când avea 10 ani, fiind într-o biserică a precistei, a auzit citindu-se la Sfânta Liturghie cuvântul Evangheliei: oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine și să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit toate hainele săracilor. Același lucru l-a făcut și în alte împrejurări, fără să țină seama de mustrările părinților. Moștenind o mare avere de la părinți, împreună cu fratele ei, tânăra Parascheva a dăruit săracilor partea ce îi se convenea de la moștenire și, părăsind frumusețea acestei lumi, s-a retras în adâncul pustiei. S-a oprit mai întâi la Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și călugărițe cu aleasă viață duhovnicească. Urmând sfaturile acestora, a părăsit capitala, îndreptându-se spre Ținutul Pontului. Vreme de 5 ani apoi, a rămas la Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleia. De aici a plecat spre Țara Sfântă în dorința de a-și petrece restul vieții în locurile binecuvântate de viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli. După ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe în pustiul Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat duhovnicește în rugăciune. Întocmai ca Sfântul Ioan Botezătorul, ca Sfânta Maria Egipteanca și ca atâția alți ostenitori ai pustiei eruditoare de desăvârșire, Mitropolitul Varlam al Moldovei, în cazania sa, spune că acum Sfânta nu mai avea grijă
nici de veșminte, nici de așternuturi, nici de mâncări, nici de mese, nici de casă sau slujnice, ci numai de curăția sufletului și de răspuns județului, judecății, ceva să fie. Ea pururea, suspina și, nepărăsit, tângea cum își va înfrumuseța sufletul, cum se va logodi pe sine mirelui ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va îndulci la vederea mirelui său de slava și de lumina și de bucuria cea fericită. De aceasta, ochii de lacrimi îi erau întunecați pururea. Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 25 de ani, un tânăr, un înger, i-a răspuns în vis să se reîntoarcă în locurile părintești, să lași pustia și la moșia ta să te întorci, că acolo ți se cade să lași trupul pământului și să treci din această lume către Dumnezeu pe care l-ai iubit. După ce a avut această vedenie, sfânta, fără de voie, lasă pustia și se întoarse în lume și la Țarigrad veni. Și mereu în biserica precistei ce este în Vlaherne și către icoana Sfinției sale căzu și cu lacrimi se ruga și așa zicea: n-am altă nădejde, n-am alt acoperământ. Tu-mi fii îndreptătoare, tu-mi fii folositoare, că până am umblat în postie, pe tine te-am avut ajutor. Iar acum, dacă m-am întors în lume, îndreptează-mă până la sfârșitul vieții mele, că altă nădejde nu am. Din Constantinopol s-a îndreptat la Epivata, localitatea în care văzuse lumina zilei, fără să spună cuiva cine este și de unde vine. Acolo, continuă mitropolitul Varlam, trudă către trudă și durere către durere adaugă, cu post și nedormire pe sine se înfrumuseța, cu lacrimi pământul uda și se ruga: Doamne Iisuse Hristoase, caută din lăcașul Tău cel sfânt. Am lăsat toate și după Tine am călătorit în toată viața mea și acum îndură-Te, Doamne, spune îngerului blând, să ia cu pace sufletul meu. Împăcată cu sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat astfel sufletul într-o odihnă a mirelui ceresc. A fost îngropată apoi ca o străină, fără ca nimeni să știe cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a descoperit în chip minunat cine era acea străină. Se spune că un marinar a murit pe o corabie și trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au adus la țărm, iar un sihastru, care trăia acolo, a rugat pe niște creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească. Săpând deci o groapă, aflară trupul preacuvioasei Paraschiva neputred și plin de mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea și trupul corabierului cel rău mirositor. Dar în noaptea următoare, unuia din creștinii care săpaseră groapa cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă șezând pe un scaun luminat și înconjurată de mulțime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat de mână, l-a ridicat și i-a zis: Gheorghe, pentru ce n-ați socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că Dumnezeu a iubit frumusețea ei și a vrut să o proslăvească pe pământ? Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis și care nu era alta decât cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia de grabă trupul ei și să-l așeze undeva într-un loc de cinste. Aceeași vedenie a avut-o și o femeie credincioasă cu numele Eftimia. Într-același chip și în aceeași noapte și a doua zi amândoi au spus tuturor minunata întâmplare. Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au înțeles că este un semn dumnezeiesc, drept care au luat trupul cuvioasei din mormânt și l-au adus cu mare bucurie, cu lumini și cu tămâie, așezându-l în Biserica Sfinților Apostoli din Epivata. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaște. Se spune că drept credincioșii creștini din Epivata
au zidit o biserică chiar pe locul în care au trăit părinții ei și unde ea însăși văzuse lumina zilei. Vestea despre minunile care săvârșeau în apropierea cinstitelor moaște s-a răzbândit curând în Tracia și în peninsula balcanică. Ea este foarte probabil că Patriarhia Ecumenică va fi procedat de timpuriu la canonizarea ei, adică la trecerea ei în rândul sfinților. După trecerea ei la viața veșnică și după minunata descoperire a cinstitelor ei moaște, s-au alcătuit unele scrieri despre scurta ei viață pământească și istoria strămutării moaștelor. Potrivit tradiției, cea mai veche lucrare angiografică dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scrisă de diaconul Vasilisc, la cererea Patriarhului Ecumenic Nicolae al IV-lea Muzelon, între 1145 și 1151, pe la mijlocul veacului al XII-lea. Alta a alcătuit Marele Patriarh Eftimie al Târnovei în a doua jumătate al veacului al XIV-lea, care a folosit ca și alți agiografi de mai târziu scrierea diaconului Vasilisc. Mitropolitul Matei al Mirelor, care a trăit în mănăstirea Dealul de lângă Târgoviște, a alcătuit în grecește o nouă viață precum și slujba cuvioasei Parascheva pe la anul 1605. Câțiva ani mai târziu, viața ei a fost inclusă de mitropolitul Varlam al Moldovei în cazania lui, tipărită la Iași în 1643, fără îndoială folosind manuscrise grecești și slavonești prelucrate după scrierea Patriarhului Eftimie. Nevoințele ei au fost înfățișate pe scurt și de Marele Mitropolit Dosoftei al Moldovei în lucrarea sa Viața și petrecerile Sfinților între 1682 și 1686. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, învățatul episcop Melchisedec Ștefănescu al Romanului a tipărit o lucrare specială despre viața și minunile cuvioasei Paraschivea cea nouă și istoricul sfintelei ei moaște. După ce au stat în Biserica Sfinților Apostoli din Epivata, vreme de vreo 200 de ani, săvârșindu-se multe semne și minuni în jurul lor, datorită evenimentelor politice care au dus multă durere în țările balcanice, cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva au fost strămutate în mai multe locuri, fiind tuturor alinare în suferință, liman lin și neînviforat al celor care o cinstesc și o cheamă în rugăciune la atotmilostivul Dumnezeu. În anii 1185 și 1186, bulgarii și valahii din sudul Dunării, care de aproape două secole se găseau sub dominația Imperiului Bizantin, s-au răsculat împotriva asupritorilor sub conducerea fraților Petru și Asan, români de neam, întemeind un stat nou, cunoscând sub numele de Imperiul Vlaho-Bulgar, având capitala la Târnovo. Peste câțiva ani, în 1204, cavalerii apuseni porniți în Cruciada a IV-a au ocupat Constantinopol, întemeit aici un imperiu latin din Constantinopol care a dăinuit până în anul 1261, condus de împărații veniți din apusul Europei. Moaștele cuvioasei Parascheva au fost strămutate de la Epivata la Târnovo, capitala Imperiului Român-Bulgar, oraș ce devenise între timp reședință patriarhală. Mutarea lor s-a făcut într-o impresionantă procesiune condusă de mitropolitul Marco de Preslav, însoțit de numeroși clerici, fiind întâmpinate pretutindeni cu flori, lumânări și slujbe de către drept credincioșii români și bulgari din sudul Dunării. La Târnovo au ieșit într-o întâmpinare a lor împăratul Ioan Asan II, mama sa Elena și soția Ana, precum și patriarhul de atunci. Au fost așezate în Biserica Maicii Domnului. Se spune că împăratul ar fi zidit în apropierea reședinței sale o biserică având hramul Sfintei Parascheva.
La Târnovo, moaștele cuvioasei Parascheva au rămas timp de 160 de ani. Probabil acum s-a alcătuit în slujba ei care a intrat în Mineiul pe luna octombrie. Iar în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, patriarhul Eftimie al Târnovei se pare un vlah, i-a scris viața cu mai multe amănunte decât o făcuse diaconul Vasilisc. Dar tot pe atunci, turcii au pătruns în Europa. Rând pe rând, au cucerit părți însemnate din peninsula balcanică. În 1393, au cucerit partea răsăriteană a Imperiului Vlahobulgar împreună cu capitala Târnovo, iar peste 3 ani și partea apuseană, cât acest stat și-a încetat existența. În astfel de împrejurări dramatice pentru creștini, moaștele cuvioasei Parascheva au fost mutate la Belgrad. Acolo au stat până în anul 1521, când turcii au cucerit și acest oraș, iar Serbia a fost transformată în pașalâc. Acum moaștele au fost solicitate de patriarhul ecumenic Ieremia I a sultanului, care a acceptat să îi le dea în schimbul unor daruri. Patriarhul a hotărât ca ele să fie aduse în Constantinopol, fosta capitală a Imperiului Bizantin, cucerit de turci în 1453, care i-au dat numele de Istanbul. În drum spre marele oraș, întemeiat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, cinstitele moaștele cuvioasei Parascheva au fost expuse din loc în loc pentru a fi văzute și sărutate de credincioșii ortodoxi din peninsula balcanică, aflați sub stăpânire turcească. Pentru început, au fost așezate în biserica Sfânta Maria Pancamaristos, pe atunci catedrala patriarhală. După 120 de ani, ele au cunoscut ultima strămutare, de data aceasta pe pământul românesc. În anul 1641, după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile patriarhiei de la Constantinopol, cârmuitorii ei de atunci, patriarhul Partenie I, zis cel bătrân, au hotărât să-i ofere de precunoștință moaștele cuvioasei Parascheva pentru sfințirea și binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei, țara Moldovei. După cum se spune în scrisoarea sinodească, racla cu cinstitele moaște a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoțită de 3 mitropoliți greci, Ioanichie al Heraclei, Partenie al Adrianopolului și Teofan al Paleopatrei. Ajungând la Galați, apoi la Iași, au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu, de mitropolitul Varlam și de episcopii de Roman de Huș și un cler de credincioși. În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaște au fost așezate în minunata biserică a mănăstirii Sfintei Trei Ierarhi, Critoria Domnitorului. Cinstitele moaște au rămas aici până în anul 1884, când au început lucrările de restaurare a Sfântului Lăcaș, în acest motiv fiind mutate în paraclisul mănăstirii. Dar în seara zilei de 26 decembrie 1888, după slujba vecerniei, din neatenție a rămas aprinsă o lumânare din sfeșnicul de lângă racla din lemn, în care erau așezate cinstitele moaște. Peste noapte, sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezată racla, arzând, mocnind toată noaptea și prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni. A doua zi de dimineață, autoritățile de stat și bisericești, preoții și credincioșii au constatat că cinstitele moaște au rămas neatinse. Încă o minune săvârșită prin puterea lui Dumnezeu. Prefectul județului Iași pe atunci, Leon Negruți, și procurorul general al orașului au consemnat procese verbale cele întâmplate. În ședința din 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea unor sfinți din neamul nostru, precum și generalizarea cultului unor sfinți ale căror moaște se găsesc în țară la noi. În cazul cuvioasei Parascheva, generalizarea cultului ei s-a făcut în Catedrala Metropolitană din Iași în 14 octombrie 1955, în prezența a numeroși ierarhi români, precum și a unor reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse și Bulgară. Viața curată, împletită
prin rugăciune și fapte bune, tinerețea care strălucește peste veacuri precum lumina din candelele fecioarelor înțelepte, sunt pentru noi un îndemn la mai multă rugăciune și priveghere, la căutarea bucuriei pe care o aduce în inimi prezența Duhului Sfânt. Simbol al frațietății ortodoxe, Sfânta Parascheva, luminătoarea casnică a Moldovei, ne aduce din această primă jumătate a veacului al XI-lea în care a viețuit pe pământ nădejdea biruinței asupra patimilor, dezbinărilor și necazurilor din lume prin iubirea smerită și atotputernică a Domnului Hristos, care iubește și ne adună pe toți oamenii.